Deci care sunt noutățile în clipa asta, de toate. Reținut? Toate noutățile. Ce face teorema fundamentală a trigonometrie, noutate, tangenta sin pe cos, cotangenta cos pe sin, nu? Pitagora generalizată, care ne ajută foarte tare, că știm... Laturile. Laturile. Altă dată că știm două laturi și unghiul dintre ele aflăm pe cea de-a treia latură și în ea ne ducem. Deci posibil ca ți se dea două laturi și unghiul dintre ele și să-ți ceară sinusul unghiului altui unghi dintre unghi. Deci eu poate foarte tare, o să vă arăt imediat cum tu te duci pe Pitagora generalizat, găsești toate laturile și pe unde te întorci înapoi. Corect. Iată. Problema care? Se dă program 29 de la 165. Zice așa. Se dă program ABCD. În care AB egal cu 12. AB egal cu 12 cm. AD egal cu 8 cm. DB 10 cm. Să se afle cotangentă de A. DB aici, am reținut bine. Da, DB-ul este 10 cm, să afle cotangentă de unghiul A. Păi să facem un paralelogram, zic. Da. A, B, C, D. A, B, 12. A, D, 8. Da. D, B, adică diagonala. Deci. Păi, iar, un triunghi oarecare în care cunoaștem toate laturile. Așa, și se cere cotangenta unghiului A. A, și se cere cotangenta unghiului A. Da. O să, cred că bună simț îmi spune că va fi vorba de un unghi. Vedeți că DB-ul aici la noi pare mai lungă, da? Da. Adică pare mai scurtă decât celelalte. Înseamnă că unghiul va fi tot ascuțit. Deci merge foarte bine, să zicem. Teorema Pitagora generalizată. Da, pentru cotangentă n-avem pentru cotangentă. Da, pentru, să facem pentru cosinusul unghiului A. Corect. Hai. Neapărat plecăm așa. Cum mi-e rău? Nu știu, că n-am spus că... Hai, da, nu e nevoie de fapt cu figura. Crede-mă că figura asta e așa, doar uite-te aici pe figură și spunem cum plecăm. Demonstrație. Ca să ce? Între unghiul A, D, B, aplicăm conform teoremei lui Pitagora generalizată. Da, o să avem... Noi avem nevoie de A, DB la a doua, da. Egal cu A de la a doua plus AB la a doua, minus 2 AD, AB ori cosinus de A. Și atunci 10 la a doua, adică 100, va fi egal cu A de la a doua, 64. Plus 144, minus de 2 ori, 2 ori 8 ori 12, cosinus de A. Și atunci aici avem 100, egal cu, aici fac 210, minus 2 ori 8, 16 ori 12, asta așa cum ajută, cos de A. Și atunci cos de A, este egal cu, adică 16 ori 12 cont de A, ca să nu fiu. Este egal cu 210 minus 100, egal cu 110. Și atunci cos de A, egal cu 110, supra 16 ori 12. Prin 2. Simplific. Prin 2. Prin 2. Și facă 55. Deci o să pun 6, deci 55. Da. Și da. Și atât. Atât. Tot? Da. Și o să avem 55 supra 90 și cât? 96. 55 supra
96. Nu se mai simte zică nimic? Nu. Și am cosinus de A. Și atunci, conform teoremei fundamentale a trigonometriei, sin pătrat de A plus cos pătrat de A egal cu 1. Și atunci, sin pătrat de A egal cu 1 minus cos pătrat de A și sin pătrat de A egal cu 1 minus 55 96. Și sin pătrat de A egal cu 96 minus 55, adică... Păi de-aia e la pătrat, e la pătrat. Da, stai și eu. 1 minus, cât faci 55 la pătrat? A, 55 la 2, 56 la 2. Nu, păi fă 96 la 2. 55 ori 55, 3025. 1. 96 la pătrat? 55 ori 55, 3025, supra 96 ori 96 e 9216. 9000? 216. Minus 3025, ai zis? Supra 9216. Și egal cu, faceți scăderea aia și atunci sin minusul unghiul ea va fi egal cu supra 96. 6191. Radical din 6191? Da. Și ajutați-mă aici. 6191. Trebuie descompus pe 6191 ca 10, să vedem. 17. Cred că se împarte printr-un 3. Nu. Printr-un 9. Păi dacă nu e printr-un 3. Nici printr-un 9. Deci 10, 17, nu? Nu se împarte nici pe 3, nici pe 9. Nici printr-un 7. Nici prin 7, prin 11 se încercăm, prin 13, prin 13. Nici prin 13. Dacă rămâne să lăsăm așa, ne ducem la... În mod normal trebuie lucrat până ajungem, Miruna, la un cât mai mic decât împărțitor. Deci noi împărțim... pe 11, prin 13, prin 17, prin 19, 19 prin 20. 19, ia în partea 19, te rog. Acolo de ce ai pus 92 ori 16 și acolo jos 96? De? Da. Păi sin, numai sin acum, aici era sin pătrat, pătrat. Și aici e doar sin. Și ai înțeles? 16, e 9216. 9216. Din 9216. La pătrat a fost. Acum la 23, 23, 29. Asta e situația când ar fi un pătrat perfect. Dacă ar fi perfect, da. Dar trebuie la toate, nu? Da, nu contează. Facem acum, cine ți-a cerut? Tangenta și pe aceea mai extragem acolo. Cotangenta ți-a cerut. Da, cotangenta unghiului A. Cu cine e calea de cotangenta? Cu sinus, alăturată pe cu cosinusul. Cu suprasinusul unghiului. Noi știm numai sinusul și cosinusul. Asta am aflat, da? Și cosinusul era egal cu 55 pe 96, ori 96 pe radical din 6191. Eu cred că e merge, domn profesor Pincelu. Și egal cu 55 supra radical din 6191. L-am aflat. Dacă nu s-a greșit la calcul... Mai facem o dată. Mai vedem o dată dacă... 100, că ăsta era 10, DB-ul. Egal cu AD, 64, 8 la pătrat, plus 12 la pătrat, 144, minus de 2 ori, 2 ori 8 ori 12, și aici avem 2 ori 8, 16 ori 12. Cosinus de A. Și atunci, 16 ori 12 cosinus de A, egal cu 210 minus 100, egal cu 110. Și cosinus de A. E 208. Ce-i 208, mai? Loc de 210. Hai să vedem. 200, aici? Da. E 8, da? Da. Oh, mama. Da, nu vă supărați. Eu când sunt în bancă, și văd o greșeală, imediat o corectez. Ați văzut că aici am zis așa 210, de ce n-a zis că e 208 deodată? Pentru că nu greșești. Extraordinar, mama nu greșește, ce să spun. Eu nu sunt obosită, nu mai voi. Exact. Și atunci da. Gata. Și 108 atunci. Mm-hmm. 108. Se schimbă.
aici ori 12, aici se simplifică... Am văzut că ceva nu-i corect. Simplifică. Da, ai văzut la 4 și cu 4, 8, 16 cu 108. Ar merge prin... cât ar merge prin 2... Sau cu 12 și 8? Nu. Păi, hai să o luăm ușor. Hai să o luăm ușor atunci. Sau prin 4, prin 4 și cu 25, 25 și cu 2, 27. Da. Prin 4. 27, 4. Și acum ca prin 3. Corect. 9 și aici 4. Și atunci ai 9 pe 16. 9 pe 16, acum mai merg. Și dacă cosinusul e 9 pe 16, mm-hmm. Zicem acolo minus. Se duce tot. Bine, Adi. 9 pe 16 la pătrat și este egal cu 16 ori 16 256 minus 81 256 minus 81 supra 256 și fac acolo copilaș cât vine 200 câte 1 din 5 6, 5 cât? 256. Minus 81, hai. Hai, Miruna. 256 minus 81. 175. 175. Supra 256. Și atunci sinusul va fi radical din 175, care am zis că e 5 radical din 7. 5 radical din 7, supra, supra 16. 16. Și așa rămâne sinusul. Corect. Și atunci cosinus, cotangenta e cosinus pe sinus și 9 pe 16. Por 16. 16 supra 5 radical din 7 și egal cu 9 supra 5 7. Și raționalizăm. Și raționalizăm, corect. Radical din 7 și egal cu 9 radical din 7 supra 5 ori 7 35. Nu. Atât. Asta este cos, tangenta unui A. Aici autorul cerea să afla și cos de A și cotangentă de A. Eu am cerut numai cotangentă de A pentru că implicit l-ați aflat și pe cos de A. N-a de ascult. Da? Dar el vă pregătește, află cos de A, pe urmă să te duci și afli pe sin de A. Dar eu vreau să știu dacă le e ceva neclar. Eu văd că copiii pe tablă la mare art. Adică, unde, 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 unde vi se pare că... Tehnica exact. De lucru e limpede. Uh-huh. Da, da. Pașii sunt. Știi toate laturile? Da, da. Afli cosinusul din teorema Pitagora generalizată, afli sinusul din teorema fundamentală a trigonometriei și pe urmă, fii dacă îți ceri tangenta sau cotangenta, iarăși simt pe cos sau cos pe sin și totul este la îndemână. Și răspund de timp scurt. Dacă nu știam asta cu... teorema fundamentală? Da. Cum o făceam? Păi nu știi cum? N-am vorbit mai devreme. Deci dacă te afli în situația... Da, v-a dat teorema fundamentală a trigonometriei. În prima lecție de a trigonometriei. Da, sim pătrat de alta plus cos pătrat de alta egal cu... Chiar v-a dat domnul profesor. Da. Da, și dumneavoastră și domnul profesor la clasă le-a dat-o. În prima oră, când le-a predat. Păi da, dar dacă tu n-ai învățat toate astea și de-aia a văzut că ți-a dat. Uite pe carte, mamă. Dacă... Și pe caieții ți-a dat, că am discutat atunci cu domnul profesor, uite. Pe doamna a început, că tu n-ai învățat atât de astea, uite. Uite, mamă. Uite, simt pătrat de alta, cu scos pătrat de alta, unul și v-a dat tot, uite. Inclusiv tabelul. Da, e bine, nu? Le-a dat domnul profesor. Dacă n-ai fi știut, muncește, o iei muncitorește și duci înălțimea și te apuci acolo. Muncește, vine rău. Da, și să pierde timp. Că de asta se fac. S-a aplică Pitagora, da, s-a aplică... Da, da, da. Da. Da, cum să nu, dar mai trebuie să le înveți. Nu, și insist, nu neapărat mecanic. Trebuie să înțelegi mecanismul acela în care formulele se deduc în de altele. Una din alta. Deci nu sunt formule. Ați văzut că teorema asta fundamentală a trigonometriei se ascunde ce? În teorema fundamentală. Se ascunde teorema la Pitagora. Dreptunghi, când zice pătrată, ipotenuză, zice suma pătratelor catetelor, am împărțit prin ipotenuza aceea și au apărut acolo pătratele aceea și totul mers perfect. Da? Deci noi... Eu zic că nu se mai gândește să facem algebră, dacă vreți să facem ultima problemă. Nu mai avem o problemă. O problemă din făcut, dar nu pe încă temă. Din carte și gata. Da, nu mai vreți nimic. Nu, nu mai vreau la geometrie.
Nu mai prea la geometrie. La algebră facem lung, că n-are rost. Da, peste de la început, adică nu era la... Acum să te obosi, doar mai facem așa, tragem de noi. Deci, ideea este că... De ce am reținut în seara asta? Haideți, care au fost lucrurile care merită să facem sinteză? Facem și sinteză. Da. Facem sinteză, nu? Da. Ce-a dus, nu mai vrei acasă? Mâine ai petrecere? Dar ce nu puteți să vreau la algebră? Poate nu. Iată, mă. Poate nu ne-a dus. Dar pot să o fac și acasă, văd eu. Nu fac timp. Ia fă așa. Pentru că eu chiar vreau să o fac acasă, n-am. Faci o fotul complet acasă? Dar să văd ce nu știu, ce... Asta-i, asta ar fi etapa. Păi asta eu vreau să fac singur, personal. Dar mă la algebră... O termin, dacă aveam chef, vă văzeam, nu-i așa de... Păi asta vreau să vă spun. Eu că nu se puizat. Dacă ajungem, la etapa... Secundă. Dacă ajungem la etapa în care faceți voi acasă și a venit mai și cu întrebările, în asta nu ne-a mers, nu ne-a... Dar mai spune acasă singură și orice de nouă, că aici trângeau. Păi nu, facem altceva. Păi așa au făcut, voi acasă singură și ați lucrat cu ceilalți și au stat toată ședința aia degeaba. Păi nu, povestea este... Să zicem, dacă voi doi, vă ambiționați și vreți să lucrați un pic ștacheta, lucrați acasă și venim aici și spunem, din ce am avut ca temă, nu mi-a ieșit asta și asta și asta. Nu era nicio problemă. Păi da, și dacă vine Anca și nu a făcut nimic? Acum invitați să fac și același lucru și să integrează ce facem noi, că tonul dăm noi la lecții. Da? Ai auzit, deci, Anca, dacă nu mă... Rămâne așa. Haideți să încercăm. Pentru că ea vine de multe ori cu tema și stă degeaba și eu... Știți? Da. Și eu pot stă. Că eu nu știu dacă o fac și bine în momentul ăla, domn profesor, și aș vrea să-și urmărească, știți? Păi facem așa, dacă suntem... vrem să facem altceva mai bun decât simplă lecții de acolo. Deci... Faceți așa, vă consultați voi doi, Anca, dacă vreți să intri și ea în rând, intri, că cu drag o primim. Și voi veniți cu chestiunile comune. Asta știm, aici n-am primit, aici, aici așa, am... Nu prea să suntem siguri, asta da, nu ne preplace. Nici nu mi-a ieșit, da? Nici și le lucrăm doar pe alea. Sigur. Și deja am făcut niște pași. Dar acum, este extraordinar. Noi în zile avem test, sau nu putem să facem și tema la, știți? Da, mă, dar cât se poate, eu n-am spus să faceți toată tema. Da, exact, nu luăm de pentru când avem testul. Am înțeles cum e. Deci ideea este să încercăm și două, trei exerciții, dacă l-ați făcut independent, este mare lucru. Dar nu mereu au test, domn profesor, și pot să facă și din tema. Asta. Așa, în sinteza zile. Teorema lui Pitagora generalizată. Ia mâine. Generalizată. Teorema fundamentală a trigonometriei. O și scriem dacă vreți. Sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa egal cu 1. Și apoi aici e important. Dacă cunoaștem sinusul de alfa, cât ai luat la test? Dacă cunoaște sin de alfa, se află. Cos de alfa se poate afla, tangentă de alfa se poate afla și cotangentă de alfa se poate afla. Deci din clipa în care se cunoaște sinusul, se va afla toate celelalte. Normal. Dacă cunoaștem cosinus de alfa, și se repede află. Aflăm cosinus, domn profesor, din teoria. Și noi întotdeauna ne generalizată. Pe cosinus afla, da. Dar eu am spus în general, dacă știm sinusul, le aflăm pe celelalte. Corect, dacă știm cosinus, le aflăm pe sinus, tangent și cotangent. Să află sinusul, sin de alfa, cos de alfa. Cosul știi, tangenta. Tangenta și cotangenta. Vedeți să urmăresc, domnul profesor a greșit, poate obosit. Da, eu îi spun, așa și voi trebuie să faceți din banca asta. Înseamnă că voi nu urmăriți dacă acolo n-ați sesizat greșeala mea. Apoi,
Dacă știu tangenta, pot să le aflu cealaltă? Da, pentru că știm că tangenta e... Sin pe cos? Sin pe cos și plecăm de acolo. Cosinusul nu o să-l aflăm cu Pitagora generalizată și plecăm și, nu? Sin da, tangenta da, da, și da, cosinul da, o să aflăm sin și iară. Facem un sistem, sin și cos. Corect. Deci, dacă se dă, se cunoaște sinusul, ați văzut, se cunoaște tangenta, atunci vom ști cum aflăm cealaltă. Întrebarea este cum aflăm de sinus de alfa, cos de alfa și cotangenta. Cea pe care o aflăm repede este cotangenta, care este 1 pe tangentă. Cotangenta e inversa, da. 1 pe tangentă. Și acum tangenta o știi cu cotangenta de aflat-o. Corect. Și cum aici gândești? Știm că sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa egal cu 1, da? Da. Și pe de altă parte știi că tangenta e sin pe cos. Pe de altă parte, știi că sin de alfa supra cos de alfa tangent. Egal cu tangenta știută. Da. Număr știut. Corect. Și de aici acum formez un sistem. Află pe sinus în ca valoare, te vezi sus, o ecuație de gradul 2, se găsește corect, acolo. Corect. Se află toate celelalte. Da? Aflăm cu toate celelalte. Astea au fost lucrurile pe care le-am lucrat deosebit în seara asta, da? Cam asta, ne oprim aici. La revedere!